Salutare a toată lumea, bine v-am găsit, fraților, la un nou tutorial pe canalul meu de YouTube, pentru că mulți m-ați întrebat cum i-am făcut profilul așa, adică să sincronizeze imaginea asta de la artwork cu asta de fundal, cu profilul, cu toate alea. Ei bine, pentru chestia asta este un site și e destul de simplu să faceți chestia asta, dar am zis că mulți nu știți și am zis să vă fac aici un tutorial. Da, pe mine m-a învățat un abonat și da, uite ce șmecher arată, ok. Deci, site-ul este steam.design. Deci scrieți așa, steam.design, l-aveți și în descriere, by the way. Vă logați cu Steam, o să vă arate aici login sau ceva de genul. Voi vă logați cu Steam-ul și aici o să vă apară toate imaginele de fundar pe care le aveți, da? Uite, eu pot să selectez pe asta. Și uite cam cum arată profilul meu cu asta, vedeți? Sau pot să selectez pe asta pe care o am acum. Sau pot să selectez pe asta pe care... Uite ce? Vedeți cam așa arată, vedeți? Eu o să o selectez, da, îmi pare foarte interesant asta. Stai să vedem, asta? Să o selectăm pe asta oare? Stai să mă uit. Sau... Uite, pe asta o să o selectăm. Deci pe asta să zicem că vrem să o punem să se sincronizeze, arată așa frumos, da? După ce ne-am hotărât, dăm aici download la zip, da? O să vă downloadeze zip cu toate cele. Voi le extractați cu WinRAR, cu ce aveți voi. Și aici avem toate astea, da? Aici avem poza pe care ne-o punem la avatar. Poza aia din mijloc și poza de pe lateral, adică asta de aici. Cum am eu aici, ok? Ok, am făcut totul bine și frumos, intrăm pe Steam. Ne logăm pe Steam, da? Azi ne logăm pe Steam. Așa, suntem pe profilul nostru de Steam, da? Dar înainte să vă puneți imaginea, poate voi vreți să, nu știu, să vă puneți așa ca mine, de asta așa șmecher, să fie așa, da? Intrăm pe gifi.com. Dăm aici la Create. Choose foto. Bam, acolo era Citul Zedo, da? Adică site-ul de la Citul Zedo, mă rog. E, am un proiect acolo și am să fac o manevră. Da. Aici avem, da, Arthur Middle, pentru că pe ăsta vreți să vă puneți și hai să zicem Raul 2, ca vreau să-mi pun, da? Bă, măriți, vă faceți mai mic, cum vreți, uite, eu o să las așa, da? Aici efecte, glitch, așa, rainbow, sparkle, climatic sau ce vreți voi. Deci ce vreți voi? Eu cred că l-aș vrea pe ăsta, asta arată frumos, hai să ne punem și un de ăsta, ia să vedem. Uite așa o să mi-l lasau. Nu, uite așa că se asortează, vedeți? Perfect. Aici stickers, filters, ia. Nu să vă pun nici filtre, eu nu o să-mi pun niciun filtru. Nu îți pun nici de astea, nu știu exact cum le pui, dar mă rog. Deci, cam așa lăsăm, da? Dăm continue to upload. Upload to GIFI. Așteptăm să se uploadeze pe GIFI. Hai de aplaudează-te, mă. Așa, gata, uite, s-a aplaudat. Mergem aici la downloads, dăm pe social aici și l-am downloadat GIF-ul, da? Ok, acum intrăm pe Steam și dăm pe edit profile. De fapt, nu pe edit profile, stați un pic. Așa, în primul rând, trebuie să nu aveți niciun artwork. Dacă vreți să arate foarte ca lumea, trebuie să nu aveți niciun artwork aplaudat. Vedeți că o să vă apară aici ceva. Intrăm la artwork, dăm manage, o să vă apară așa mai urât aici, delete. Stați un pic, cum dracule pot șterge, stai. Ah, delete, cancel, continue, right, manage artwork, delete, așa o să vă apară pentru că îți mai delete, continue. Și după ce le aștept, nu să vă mai apară nimic pe profil, vedeți, nu vă mai apare absolut nimic pe profil, ok, edit profile, de fapt, sporos, nu edit profile, intrăm la artwork, upload artwork, not game specific, artwork tagged, eu scriu welcome, da, uploadăm... middle-ul, da, GIF-ul ăsta, da? Acum trebuie să faceți o mică manevră. Dați inspect, consolă și o să vă las aici, l-avem pe idolul meu pe ăsta, da? Ce l-avem pe idolul meu aici pe wallpaper, ok. Mergem aici la comandă, copiem asta, o să aveți și în descriere chestia asta. Punem aici, enter. Gata. Ok. Bam, aici certifi așa și dăm save and continue. Și trebuie să se aplaudeze. Gata, ia uite. Bam. Ok, ce facem acum? Edit profile. În primul rând trebuie să ne punem ăsta de fundal, pentru că este cel mai important. Save changes. După aia, poza de profil, avatar. Dacă vreți, nu trebuie neapărat, nu e obligatoriu, știți? Bam, și acum la artwork showcase. Bam.
Welcome și ne apare manevra. Ia să intrăm pe profil să vadă cam cum arată. Dar nu este gata, nu este tot. Uitați, cam cum arată până acum, vedeți? Cam așa arată până acum, vedeți, se sincronizează, e tot ok. Dar dăm la edit profile și aici pe lateral dăm upload. De fapt stați un pic încă nu am pus-o pe aia. Uiteți la artwork aici din nou. La upload artwork, tot aceeași poveste, știa să nu contează ce puneți, dar o să pun right, cum era aia dinainte. Choose file, bam. Tot aceeași manevră de preferat, de fapt nu cred că trebuie la asta, nu mai trebuie aceeași manevră. Bam, save. La asta nu mai trebuie manevra aia, nu cred. Ba da, cred că trebuia manevra, dar vedem imediat. Că nici eu n-am mai făcut chestia asta de multe ori. Ok, dăm pe edit profile. Bam, și o punem pe asta. Și căcat, trebuia manevra și la asta. Da, mă rog, hai să punem manevra și la asta. Unde ești, măi? Măi, unde ești, măi? Asta e, da? Asta e, delete. Continue. Trebuia manevra aia și la aia ca să fie ca lumea. Deci, artwork, upload, not game specific, nu știu, punem o inimioară, așa, inspect, consolă, ce căcat am făcut, nu știu, bam, enter, bam, gata, save and continue. Ia să deba, acum băieți, o ieși manevra sau sal, edit profile, bam, bam. Așteptăm un pic, de ce nu se întâmplă nimic? Hei! Hei! Ce căca, mă? Ce nu, ce faci de astea cu mine, măi? Măi! Ia uite-o, mă! Nu-mi voia să se pună, dacă s-a pus. Na, și când intrăm acum pe profil, ia uite-o de sexy arată, bă! Ce ați mai văzut așa profil, mă, pe undeva? Deci cam așa sincronizați toate chestiile astea, nu este nimic complicat, de doar un site care să face chestia asta, doar trebuie să le pui și la, dacă vrei, și editezi cu Giphy. Și da, dacă o să mai aveți artwork-uri sau chestii astea, o să vă apără aici, plus nu știu câte știi și arată urât. Eu mi le-am șters pe toate, că eu nu prea am pus artwork-uri așa de multe. Cam așa arată. Și sper că v-a plăcut acest tutorial, sper că o să vă folosească. Ne dăm și noi un logout aici. Sper că o să vă folosească chestia asta. Mie mi se pare super folositoare, că arată super ca lumea profilul dacă faci chestia asta și, nu știu, așa sincronizată, chestii frumos, așa. Da, sper că v-a plăcut acest tutorial, nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai aveți tutoriale în continuare și ne vedem la viitoare. Salut!